De rută printre părinții Făgărășeni este vorba de cei ai căror copii învață acum la grupa mare de la grădiniță. Bun găsit la știrile Făgăraș TV, doamnelor și domnilor, sunt Simona Babeț. Deoarece guvernanții au decis ca clasa 0 să rămână și au stabilit și un termen limită pentru înscrieri, mulți părinți au o dilemă. Ce vor face cu copiii din toamna acestui an? Îi vor înscrie la școală sau vor rămâne la grădiniță? Mai mult decât atât, deși s-a stabilit ca ultima zi de înscrieri la clasa 0 să fie 31 martie, deocamdată nu se fac înscrieri. Anul acesta, deocamdată, nu am primit nicio metodologie. În momentul când o vom primi, vom ști cum se vor face și înscrierile și cum se va desfășura clasa 0. Părinții se interesează și vor să știe de la început. Sunt locuri, nu sunt locuri, cum e la clasa 0, când se pot face înscrierile. Noi am primit pe toți, am discutat cu ei, le-am arătat și clasele, cum sunt organizate, cum sunt făcute, cum sunt dotate. 6 ani este o vârstă frumoasă, la care joaca este pe primul plan. Cu toții sunt de acord cu acest lucru. Copii, părinți, dar și cadrele didactice. De aceea, clasa 0 îi cam pune pe aceștia pe gânduri. Viitorii elevei clasei 0 sunt micuții din grupa mare și chiar mijlocie de la grădiniță. La 5-6 ani nu prea știu care e diferența dintre clasa 0 și grupa pregătitoare de grădiniță, însă ei se simt pregătiți, indiferent unde vor învăța din toamna acestui an. Mai cunoașteți și alte animale, animale marine? Care trăiesc în... Unde ați spus că trăiesc? În apă! Sigur că da! Tudor! Spune-mi un animal care trăiește în apă, în adânc. Haide! În afară de balenă. Gândește! Rechinul. Rechinul, sigur că da! Ce-ți place cel mai mult la grădiniță? Să mă joc. Și ce te joci? Cu jucării. Și cu copii? Da. Îți place la grădiniță? Da. De ce îți place la grădiniță? Că îmi place. Ce îți place cel mai mult și cel mai mult? Să mă joc. Pe de cealaltă parte, primii micuți care s-au trezit cu ghiozdanul în spate la o vârstă mai fragedă s-au acomodat foarte bine. Ai fi preferat să fii la grădiniță? Nu. Îți place mai mult la școală? Da. De ce? Pentru că facem activități, ne jucăm și colorăm. Ce ai învățat tu până acum la școală? Am învățat litera V pe 10 și pe 1. La clasa pregătitoare, activitatea se desfășoară de la 8 la 12. Începem activitatea la ora 8 cu întâlnirea de dimineață în care copiii se prezintă, spun ce impresiile din ziua anterioară, completăm calendarul naturii, iar după întâlnirea de dimineață desfășurăm activități obișnuite de 30-35 de minute în care este o activitate de matematică, comunicare, arte vizuale și lucru manual, iar apoi în cele 10-15 minute care rămân din cadrul orei, ne jucăm, cântăm, spunem poezii, activități recreative. Din păcate, clasa 0 vine să-i buimăcească pe părinți. Ei trebuie să se decidă dacă din toamnă își vor trimite copiii la școală sau îi vor lăsa în continuare la grădiniță. Părinții trebuie să facă acest lucru până pe 31 martie, când este termenul limită al înscrierilor de clasa 0. Pe de cealaltă parte, metodologia privind înscrierea copiilor va fi gata abia în această lună, fapt care îi împiedică pe reprezentanții instituțiilor de învățământ să dea startul înscrierilor. Însă ei sunt optimiști. Din toate punctele de vedere, eu zic că a fost un lucru bun. Se obișnuiesc cu școala, se mai cumințesc, în sensul, nu că n-ar fi fost cuminți înainte, dar intră în regulile școlii. La grădiniță sunt un pic mai liberi. Aici, intrând în regulile școlii, învață mai multe, se autodisciplinează și zic că lucrurile sunt bune. În 2012, grupa pregătitoare a trecut de la grădinița la școală. În acest an școlar, la nivel național, în clasa 0 au fost înscriși peste 128.000 de copii.